Polițiștii locali vor beneficia de norma de hrană. Metodologia de aplicare a normei de hrană în cazul polițiștilor a fost publicată în urmă cu câteva zile în Monitorul Oficial. Anunțul a fost făcut public de senatorul Haralambie Văchițoiu prin intermediul unui comunicat de presă. Am adresat în ședința Senatului din data de 19 februarie o interpelare domnului Liviu Nicolae Dragnea, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, cu privire la norma de hrană numărul 6 a polițiștilor locali. Prin OUG numărul 65/2014 s-a stabilit dreptul la norma de hrană pentru polițiștii locali în conformitate cu OUG numărul 26/1994. În completarea acestor prevederi legislative, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice urma să propună o hotărâre de guvern privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a normei de hrană, fapt ce s-a realizat prin publicarea în Monitorul Oficial. Potrivit legii, personalul poliției locale poate beneficia de hrană gratuită pe timp de pace, în baza normei de hrană zilnică stabilită conform metodologiei care a fost publicată în Monitorul Oficial. La Petroșani, spre exemplu, prin hotărârea Consiliului Local a fost aprobată suma de 24 de lei pe zi, însă aplicarea acesteia a fost suspendată pentru că nu existau normele legale de aplicare. Senatorul Văchițoiu susține că polițiștii locali așteaptă și prelungirea termenelor stabilite pentru formarea acestora în unitățile de învățământ MEAI și reglementarea modului de încadrare a locurilor de muncă și activităților în condiții deosebite, susținând că va fi în continuare alături de polițiștii locali, în special de cei din Valea Jiului și județul Hunedoara.